Vă salut, stimați prieteni! Astăzi vreau să vă reamintesc să vă atrag atenția din nou asupra unui subiect pe care se cam așterne praful, dar care este foarte important. Nu citiți de pe foaie, știu la perfect acest subiect, pentru că timp de mai bine de 9 luni de zile am documentat și v-am informat în spațiul public despre neregulile, ilegalitățile și minciunile asociate cu trădarea care se întâmplă de la vârful guvernării PAS și Maia Sandu. Despre ce este vorba, stimați prieteni? În Republica Moldova avem o instituție care se numește ANI, Autoritatea Națională de Integritate. Această instituție are o misiune nobilă de a supraveghea ca funcționarii publici, persoanele cu demnitate publică să nu se îmbogățească ilegal, ilicit și să nu comită trafic de influență, adică să nu folosească bunurile statului în favoarea lor sau a rudelor sau a afiliaților sau a companiilor pe care administrează sau cu care sunt legați. În acest sens, Autoritatea Națională de Integritate are un șir de inspectori de integritate care monitorizează acest proces. Ei bine, în anul 2019 începe povestea noastră, atunci când Maia Sandu era deputată în Parlamentul Republicii Moldova și a semnat împreună cu socialiștii lui Dodon declarația privind statul capturat. În acel document se menționa faptul că mai multe instituții ale statului, printre care și ANI, Autoritatea Națională de Integritate, sunt instituții capturate și servesc regimului oligarhic criminal Plahotniuc. În această declarație privind statul captiv au fost enumerate un șir de instituții care urmau a fi reformate și curățate, inclusiv prin demiterea conducerii acestor instituții. Bineînțeles, Maia Sandu a semnat acest document în 2019, asumându-și astfel faptul că, venind la putere, va întreprinde toate acțiunile pentru a curăța și decaptura statul Republica Moldova și aceste instituții de sub dominația și influența lui Plahotniuc. Ei bine, în fruntea ANI-ului se afla atunci Rodica Antoci și nimeni altul decât Lilian Chișca. Rodica Antoci a depus demisie din propria voință și a plecat din funcția de președinte al Autorității Naționale de Integritate. Însă vicepreședintele ei, Lilian Chișca, nu a făcut același lucru și a rămas în continuare în funcție, exercitând inclusiv interimatul funcției în locul Rodicăi Antoci. Lilian Chișca, reamintesc, făcea parte din această conducere a autorității, ori președintele și vicepreședintele sunt cei care conduc efectiv această instituție și se încadra perfect în criteriile menționate în declarația privind caracterul captiv al statului, pe care reamintesc, Maia Sandu l-a semnat în 2019. Ei bine, Lilian Chișca nu doar că nu a plecat în această funcție, dar a și candidat pentru funcția de președinte al Autorității Naționale de Integritate. Concurs desfășurat deja în timpul guvernării PAS și al Maia Sandu, în care au majoritatea parlamentară nu de 51, ci tocmai de 63 de voturi în Parlament. Reamintesc că în Parlament avem 101 deputați și pentru a adopta o lege sau o decizie este nevoie de votul majorității simple, adică de 51. Deci aveau mai mult decât necesarul pentru a putea curăți această instituție. În cadrul concursului a fost implicat și Consiliul de Integritate, este așa un organ în interiorul ANI-ului, unde este un membru delegat din partea Parlamentului, un membru delegat din partea Guvernului și un membru delegat din partea Președinției. Toți trei, bineînțeles, fac parte din arcul guvernamental al PAS, inclusiv omul delegat de Președinția Republicii Moldova, bineînțeles, personal de către Maia Sandu, delegat în această instituție, care a participat direct la acest concurs. Toate aceste trei persoane au votat în favoarea lui Lilian Chișca și acesta a câștigat concursul de la Autoritatea Națională de Integritate. De mai multe ori am vorbit despre faptul că acest concurs a fost măsluit, a fost aranjat astfel încât să câștige Lilian Chișca. Am făcut demersuri publice, am fost și la Ambasada Uniunii Europene, Republica Moldova, am fost și la GRECO, Grupul Statelor Împotriva Corupției, și am prezentat numeroase probe și dovezi care demonstrează că această persoană nu are ce căuta în fruntea Autorității Naționale de Integritate. Am desfășurat un flash mob în fața președinției, atenționându-o pe Maia Sandu, pe președintele Republicii Moldova, că nu este bine să-l numească în funcție pe acest om, din mai multe motive, inclusiv din faptul că în 2019 spunea că acesta este capturat de către regimul Plahotniuc. Vreau doar să reamintesc că Lilian Chișca și Rodica Antoci sunt cei care au strâns mâna lui Igor Dodon și Dodon i-a investit în funcție în mod oficial, spunându-le atunci că din toți candidații posibili, doar în ei are încredere în această perioadă. Este lesne să înțelegem că în perioada în care Plahotniuc și Dodon guvernau împreună statul, nu putea la o autoritate de integritate să ajungă cineva întâmplător sau onest, astfel încât regimul Plahotniuc și Dodon să nu fie la curent cu cine este această persoană sau să le scape lor din vizor o persoană integră care va face ordine în ceea ce privește integritatea. Doamna Rodica Antoci a fost numită în funcția de președinte a Autorității Naționale de Integritate.
Doamna Rodica Antoci este invitată pentru depunerea jurământului. Jur să-mi exercită obligațiunile funcționale cu credință și integritate în serviciul Republicii Moldova, să respect Constituția și legile Republicii Moldova, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să protejez proprietatea publică, democrația și bunăstarea poporului. Domnul Lilian Chișcă a fost numit în funcția de vicepreședinte a Autorității Naționale de Integritate. Domnul Lilian Chișcă este invitat pentru depunerea jurământului. Jur să-mi exercit obligațiunile funcționale cu credință și integritate în serviciul Republicii Moldova, să respect Constituția și legile Republicii Moldova, drepturile și libertățile fundamentale, să protejez proprietatea publică, democrația și bunăstarea poporului. Acesta este un vot de încredere și din partea noastră, deoarece cunoașteți că nu toate propunerile de la toate instituțiile noi le-am acceptat, dar în ceea ce se referă la candidaturile dumneavoastră, eu am decis să le accept din prima propunere, pentru că consider că sunteți persoanele care puteți face față cerințelor înaintate. Ei bine, Maia Sandu nu a ținut cont de aceste chestiuni și Maia Sandu personal, accentuez personal, a semnat decretul de numire în funcție a lui Lilian Chișcă. Ei bine, de obicei, Maia Sandu se scuză și spune că nu intră în competențele sau atribuțiile sale de președinte, că de vină este Parlamentul, că de vină este Guvernul, că de vină este Procuratura sau instanțele judecătorești care nu funcționează. De această dată, cu acest scandal de la anii, vă voi demonstra în cele ce urmează că toate au funcționat, dar exact la indicația Maia Sandu. Inclusiv instituțiile statului, inclusiv instanțele judecătorești. De ce a avut nevoie Maia Sandu și Paz de acest Lilian Chișcă în fruntea Autorității Naționale de Integritate? Ei bine, la scurt timp după această numire în funcție au venit alegerile locale generale din Republica Moldova. Autoritatea Națională de Integritate, fiind abilitată cu această funcție, este responsabilă să trimită către Comisia Electorală Centrală, organul care este responsabil de organizarea și desfășurarea alegerilor, lista primarilor, consilierilor și altor funcționari de stat care nu au dreptul de a ocupa funcții publice, fiind sancționați pentru acte de constatare. Adică, acei funcționari publici care au fost constatați cu îmbogățire ilegală, ilicită, sau care au fost prinși făcând fel de fel de mișmașuri în autoritățile publice, sunt sancționați pe lângă faptul că trebuie să le fie confiscată averea dobândită ilegal, sunt sancționați și cu faptul că nu pot ocupa timp de 3 ani de zile funcții publice. Ei bine, la 20 septembrie, ANI-ul expediază către CEC, Comisia Electorală Centrală, lista cu 70 de persoane care au interdicții de a ocupa funcții publice. Peste 2 săptămâni de zile, ANI-ul își schimbă părerea și își schimbă și lista, expedind o listă nouă care cuprinde doar 49 de persoane. 21 de oameni au dispărut din această listă. Am luat la puricat această listă, am făcut diferențele dintre ele și am descoperit cine sunt cei 21 de oameni care au fost constatați de către ANI că nu au dreptul să candideze la alegeri, că au fost prinși cu acte de constatare de către inspectorii de integritate și, ca să vezi, marea lor majoritate au candidat pe listele PAS. Un exemplu în acest sens este Vitalie Țiței, este Alexandru Sandu sau Iurii Porcescu. Iurii Porcescu fiind campion la acest capitol, fiind un primar care mai întâi a fost la PD-ul lui Plahotniuc, după care a trecut la grupul Șor, după care a trecut la PAS. Da, da, ați auzit bine, de la PD la Șor și de la Șor la PAS. Și n-a fost nicio problemă, presa liberă și independentă nu a vorbit deloc despre acest lucru, ba dimpotrivă, am analizat cazul până în clipa în care am scos noi acest subiect la suprafață, în care am vorbit sus și tare, fiind blamat, fiind atacat de către trolii și activiștii lor, că vezi, Doamne, mi-am permis să critic sfințenia partidului PAS și Maia Sandu. Am căutat să văd, poate că aceste persoane au câștigat în instanța de judecată și le-a fost restabilit dreptul de a putea participa la alegeri, dar n-a fost să fie. Am intrat pe site-ul portalului instanțelor judecătorești de Republica Moldova și am descoperit că toate aceste persoane, Alexandru Sandu, spre exemplu, Vitalie Țiței, toți absolut care au avut interdicții, au încercat să conteste această decizie a ANI-ului în instanță și au pierdut la Curtea Supremă de Justiție cu decizii definitive și irevocabile. Cu alte cuvinte, au pierdut definitiv instanțele naționale de Republica Moldova, care au menținut decizia ANI-ului că nu au dreptul să candideze. Ceea ce nu i-a împiedicat deloc să
se piardă, să dispară din lista ANI-ului și să li se permită participarea la alegeri pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate condus de Maia Sandu. Ei bine, după ce am făcut scandal în spațiul public și am ridicat acest subiect, marea lor majoritate au fost scoși din cursa electorală pentru că era prea vizibil faptul că ANI-ul, în loc să se ocupe de identificarea și scoaterea din circuitul politic al oamenilor care folosesc funcția publică în beneficiu și interes propriu, a făcut exact inversul și anume a miluit, a blagoslovit pe cei care au încălcat legea dacă aceștia vor accepta să candideze din partea PAS. Și absolut deloc nu conta din partea cărui partid veneau sau ce încălcări de lege au comis, atâta timp cât vin la Maia Sandu și la PAS, ei devin albi, imaculați și cei mai buni primari din lume. 21 de persoane au fost scoși ilegal din lista interdicțiilor de a participa la alegerile locale. Toate aceste persoane au pierdut în instanța de judecată și instanța de judecată a funcționat. Justiția a funcționat și a menținut decizia de a-i sancționa și de a-i scoate din circuitul politic, interzicându-le, menținând interdicția ca ei să nu poată participa la alegeri locale. Ei bine, PAS-ul le-a permis să facă acest lucru prin intermediul ANI-ului pe care îl controlează, prin intermediul lui Lilian Chișca, care a fost plasat acolo în fruntea instituției Autorității Naționale de Integritate. După ce a depus jurământul în fața lui Dodon, a ajuns să depună jurământul în fața Maia Sandu. Deși inițial Maia Sandu spunea că este un grup criminal organizat și este un stat capturat de către Plahotniuc, acesta, din vicepreședinte, a ajuns să fie președinte. Deși ANI-ul trebuie să se asigure că funcționarii publici nu vor folosi banii publici, nu vor folosi interesele statului în beneficiu propriu, ANI-ul a acționat exact invers. Și toate acestea, exclusiv, repet, exclusiv și direct, sub supravegherea Maiei Sandu. Fără Maia Sandu, el nu ajungea în această funcție, pentru că Lilian Chișca a fost numit în funcție de președinte prin decretul prezidențial al Maiei Sandu și a depus jurământul în fața Maiei Sandu, inclusiv sărutând drapelul, inclusiv recitându-și acest jurământ de a respecta legile țării. Se numește domnul Lilian Chișca în funcția de președinte al Autorității Naționale de Integritate și se invită pentru depunerea jurământului. Știu că v-ați obișnuit cu faptul că Maia Sandu nu are nicio vină, că ea este sinceră, că ea este cinstită, dar în jurul ei sunt doar hoți, bandiți și tâlhari și ea de una singură nu poate face ordine. Ei bine, prin acest exemplu vă demonstrez că aceste chestiuni sunt un fals fruntat, sunt o încercare de a pasa responsabilitatea, după cum am mai spus, concursul fiind măsluit de către cei care au fost delegați în Consiliul de Integritate al ANI, de către Parlament, Guvern și Președinție. Toți aceștia au contribuit la faptul că Lilian Chișca, din stat capturat de Plahotniuc, să ajungă într-un stat capturat al Maiei Sandu. Ca pentru ca ulterior să vedem care a fost rolul atât de important al ANI-ului în cadrul alegerilor locale din Republica Moldova. Măsluind 21 de oameni care să treacă de la diferite partide către PAS pentru a putea participa la alegerile locale. Dacă nu aș fi făcut gălăgie, credeți-mă că acest lucru nu ar fi ajuns în spațiul public și posibil că i-am fi văzut pe acești oameni în funcție de primari. Mulți dintre ei fiind chiar primii în listă și cu cele mai mari șanse. Acum, stimați prieteni, vreau să închei cu un singur lucru. Acest vicepreședinte, mai nou președinte al ANI-ului, în timpul interviului atunci când candida pentru funcția de președinte, a declarat că el, ca funcționar care a lucrat toată viața doar la stat, are o mașină de 30.000 de euro și ea nu este o mașină de lux. Din unele surse investigați care au fost mai publicate în ultima perioadă, s-a vehiculat niște informații privitor la achiziționarea de dumneavoastră a unui automobil. Dacă considerați necesar și puteți să ne explicați în câteva cuvinte care
sursa, proveniența acestui, sau cum ați reușit să acumulați mijloace financiare pentru acest automobil, este drept dumneavoastră să vă expuneți în cazul de față. Dacă da, eu, sau, pentru că este un criteriu de evaluare în cazul de față. O să fac o remarcă în acest sens. Am o experiență de 20 de ani de angajat. Am soții care tot la fel ca și mine lucrează în două locuri. Ca și toată lumea, din activitate am avut și avem dreptul de a face careva economii și vreau să menționez parcursul ultimilor 12 ani, familia mea nu a avut careva credit sau datorii, nu am avut careva procurări de bunuri, respectiv am până la intrarea accederea, nu în funcție de vicepreședinte, chiar și accederea în funcție de angajat al Comisiei Naționale de Integritate, deja la acel moment dispuneam și de spațiu locativ și de autoturism, respectiv achiziționarea acestui automobil a fost un pretext de fiecare dată de a defăima imaginea mea, începând cu anul 2020, el a fost achiziționat din economiile familiei, din surse legale, nefiind admis careva alte surse. Pe toată perioada activității mele în serviciu public, după cum am menționat, nu am avut un credit, nu am avut o datorie și nu am avut achiziții de bunuri. Am deținut un spațiu locativ, după care l-am schimbat până accede în Comisia Națională de Integritate. La accederea în cadrul Comisiei am avut, deja dețineam autoturism, am deținut din anii 2003-2004 autoturism, care acesta este a treilea în perioada activității mele în funcție publică, respectiv ele au fost nu de lux și pe asta nu o consider de lux, dar el costă o anumită sumă de bani pentru care este o argumentare și juridic și financiar. Ați văzut cumva ca ziarul de gardă sau TV8 să facă vreo investigație în acest sens? Cum vi se pare declarația unui șef al unei instituții care trebuie să supravegheze ca funcționarii publici să nu trăiască o viață de lux, să nu aibă bani în exces făcuți pe ghebul statului, să declare că un Mercedes de 30.000 de euro nu este o mașină de lux? Asta este tot ce trebuie să știți despre Maia Sandu, despre Autoritatea Națională de Integritate, despre CEC, despre reformele statului și cum decapturează ei, în ghilimele de rigoare, statul Republica Moldova. Mulțumesc pentru atenție și fiți deștepți. Filtrați informația. Eu voi mai reveni la dumneavoastră și cu alte dovezi care demonstrează că nu procuratura, nu parlamentul, nu guvernul și nu instanțele judecătorești sunt de vină, ci nimeni altul decât liderul acestui stat care controlează toate instituțiile statului și care intervine în buna funcționare a acestora pentru a perverti legea, pentru a perverti totul în favoarea sa personală și a partidului politic pe care îl reprezintă. Mulțumesc pentru atenție!